vorbim despre relații conștiente. Ce înseamnă, Oana, relații conștiente? Cum trebuie să privim o relație ca într-adevăr să îi vedem potențialul, să-i vedem valoarea, să-i vedem hibele? Cum suntem conștienți în relațiile pe care le avem cu cei care contează? Bine, e de dorit să avem relații cu oameni cu un nivel de conștientizare foarte asemănător. Și relațiile conștiente sunt niște relații care dau vitalitate. Rezonăm cu omul din fața noastră și, indiferent că avem scopuri comune sau că facem lucruri diferite, simțim că avem vitalitate atunci când interacționăm cu persoana respectivă. În ultimii ani vorbim foarte mult de parteneriate conștiente, da, în care ambii parteneri și-au înțeles povestea de viață și funcționează cumva într-un aici și acum. Adică în situațiile noi cu care se confruntă, gândesc soluții din prezent. Sigur, asta presupune o muncă interioară de câțiva ani, pe care e de dorit să o facă fiecare înainte să intre într-o relație. Și dacă n-a făcut-o? Dacă n-a făcut-o, o să o facă la un moment dat. Adică niciodată nu e prea târziu, dar este foarte important să trăim viața asta în toată plenitudinea ei. Și să trăim din poziția adult-adult. Știi că în analiza tranzacțională e celebrul model cu părinte, adult, copil. Copil liber, copil adaptat, da? Dacă cumva ai trăit ca și copil, ai fost, trebuie să fii pe placul părinților tăi, să faci lucruri ca să le placă lor. Ai fost un copil adaptat, care s-a transformat eventual într-un adult adaptat. Un adult care acceptă lucrurile, care nu are propriile puncte de vedere, nu foarte fericit. Poziția de adult sănătos e o poziție care presupune responsabilitate. Capacitatea de a face față situațiilor noi, siguranță de sine. Atunci când ești la o vârstă adultă, poți să cultivi în tine copilul liber, dar tu ești scriitor, scrii, îți place muzica, faci diverse lucruri creative, da? Este copilul liber care e bine să trăiască toată viața și asta ne ține foarte vii. Avem și energie de părinte, da? Grija, în esență. Grija de ceilalți. De foarte bine când suntem adult-adult să comunicăm adult-adult. Să fim pe poziții, eu sunt ok, tu ești ok. Nu unul mai sus, unul mai jos, nu competiții, nu comparații, da? Să fim la același nivel și să comunicăm deschis, matur, ce ne place, ce nu ne place, să putem face lucrul ăsta. Mai presupune să interacționăm din poziția împreună, să avem scopuri comune, dar și separat să facem unii lucruri pentru ceilalți. Asta înseamnă o relație sănătoasă, în care avem lucruri comune foarte multe.